Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi avem o mașină, din punctul meu de vedere, foarte, foarte șmecheră. Mai exact, un Logan din 2022, exact. Alături de proprietarul lui, Ionuț. Salutare, Ionuț. Salut. Mulțumesc pentru că ai acceptat să facem acest clip. Ionuț are cel mai șmecher Logan pe care l-am întâlnit până acum. Pentru că este full, nu? Full. Full. Deci avem un Logan full astăzi la prezentare. Ca să începem cu începutul, o să vă arăt și vouă câte e ceva așa. Mici chestii la care nu te aștepta. Bine, navigați frumos. Tot ce trebuie, volan frumos, schimbător manual, pentru că, atenție, la aceste mașini, dacă ți iei automat, nu poți să pui GPL-ul, nu? Da, nu poți să pui GPL. Am înțeles, pentru că această mașină are GPL. Și aici avem unghiul, senzor cu unghiul mort, adică ceva foarte, foarte, nu știu, șmecher pentru un, pentru o Dacia, ca să zic așa. Avem aerisiri care seamănă foarte mult cu cele de pe la Lamborghini. Aici totul frumos, o să vedeți și pe exterior. O să încercăm să facem o prezentare cât mai frumoasă. 10% din prețul unui Lamborghini e Logan. Da, 10%? Da. Cam așa ceva, da. Mai mi-au 10 și pot să duc un Lamborghini. Da, da, da. Un Lamborghini mai sărac, știi, la 15.000. Să începem cu începutul, Ionuț. Ce motorizare are această mașină? 1000. Motor de 1000, da? Care, atenție, pe GPL-ul, din câte știu eu, dacă greșesc să mă corectez, pe GPL-ul are 100 de cai și pe benzină 90, nu? Da. Bun. Acum mergem cu GPL-ul? Cu GPL-ul. Unde îți arată? Cât GPL-ul mai sau unde ți indică? Acolo. Da. Autonomie GPL-ul. Da, da, da. Da, asta e chiar foarte interesant. Consum de 7,9 pe GPL. Pe GPL și pe benzină îți consum mai puțin prețul. 1,7. Cât? 1,7. 1,7. Deci adică aproape 1 litru la 1 litru la 100. Am înțeles, e bine. Avem o navigație foarte frumoasă, așa a venit ea sau ai configurat totul? Am configurat-o eu. Ai configurat totul. Bun. Hai să începem cu începutul. Ce dotări are această mașină? Adică ce dotări ai adus tu acestei mașini? Cu cât venea la prețul de listă? 9500 de euro cheală. 9500 cheală, bun. Ce ai adăugat pe această mașină? Senzor de parcare față-spate. Deci are cameră, și senzor de parcare. Cu cameră. Cu cameră? Da. Bun. Atenție. Am senzor de frânare pentru... Ai distronic? Din ăla la da, față? Deci eu am crezut că ai pus doar la schemă, știi, dar de fapt, da. Și aveți grijă, când vă duceți și vă montați numerele de matriculare, să fie puțin mai sus, să nu bată în... Să nu bată în radarul ăla, că... da, 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 da. Deci nu merge. Eu am mers cu ea 2 săptămâni și am zis că e defect. E defect, da. Dar de fapt era numărul prea aproape, da, și nu lăsa să... Nu nimic. Da, da, da. Bun. Alte îmbunătățiri. Ce am observat la mașinile care sunt în stoc e că aici au asta neagră. Văd că aici e și moale și și un material interesant. Textil. Da, material textil. Ce tutări ai mai adus pe ea? GPL-ul, nu? GPL-ul. Cât a fost GPL-ul ca opțiune? Cred că 1500. 1500 de euro? Cred, nu știu. Cam așa, a? Da. Am mai adus frână de parcare electrică. Atenție, avem frână de parcare electrică. Cotieră inclusă, care... Este... A, cotieră, da. Am înțeles. Și am plătit 450 de euro pentru chestia asta. 450 de euro pentru astea două? Da.
A, păi da, ce am făcut? Am rupt torpedoul. Nu, la torpedou și ca să-l schimb e 1.000.000. 1.000.000? Da. Nu mai mânerul? Nu, tot torpedou. A, tot torpedou. Deci nu vine în casco asta. Că presupun că ai casco, nu? Sau no, nu ai? Deci ai luat-o cu banii jos? Leasing. Leasing? Păi am văzut că e de Dolci. Nu trebuia să fie de București? Nu. Nu? Deci de-a cu toate e... actele, toate cheile, ambele chei, că unii zic că ok, o opresc cu cei de la leasing. Da. Banca și cartea tot ei și dă-i eu tot și trebuie săptămâna viitoare să mă o să scriu. Am înțeles, am înțeles. Le iau numerele. Da. Avem climă. Da, care, și asta mă... Care clima eu. Nu e pe... Nu prea nu e de fapt, asta e opțional. Start-stop. Da. Care e băgat cam ciudat, dacă e să mă întreb pe mine. Dar până la urmă, na, contează că l-ai. Da, acolo merge. Dar aici este pentru chei. Da, pentru chei, da. Ce mai are Ionut și chiar a fost o chestie foarte plăcută. A venit cu niște chei. Poți să-mi arăți și mie cheile? Tip cartelă. Tip cartelă, exact. Adică ca la Renault. Și... na. Chiar arată bine, a plecat de lângă mașină, s-a închis mașina singură și când am văzut, am zis, bă, dar ce s-a întâmplat? Păi s-a închis. Și acum, când a venit apoi lângă ea, iar s-a deschis, adică opțiuni și meghere pentru noul Logan. Și ca să pornești mașina, trebuie să vei neapărat cheia mașină, nu? Da. Nu poți să pornești fără cheia apropiată, am înțeles. Ce ai mai adus? Culoarea care cred că și culoarea e o opțiune. Tot la fel, 450 de euro. 450 de euro. Sau 400 de euro. Nu mai știu. Ceva de genul. Multe. Da, da, multe opțiuni care au adus spre final la ce preț? 15.000 de euro. 15.000 de euro. Din punctul meu de vedere, adică și eu îmi doresc un Logan. Eu zic că merită, dar na, acum fiecare cu pretențiile lui. Da. E până la urmă pleacă de la un pleacă la mașina aceasta, pleacă la un consumic, pleacă la o întreținere ușoară, pleacă la... Na. Exact, de asta am și optat, de asta am și optat pentru un Logan. Pentru un Logan, da. Dacă aveam bani, îmi luam Audi, mă duceam la Lamborghini, da. Da, ți-ai luat ceva pentru drumurile noastre, ceva pentru buget, ceva care nu se spară rău atunci când bagi niște bani în ea, nu? Da. Scaunele îmi plau foarte mult, mai ales că vin cu aceste tetiere. Da, am și încălzire, să am uitat. Avem încălzire în scaune? Da, pentru chestia asta, de-aia am așteptat 7 luni după ea, că am luat încălzire în scaune. Deci tu o comandase de mult, dar mamă. Deci chiar îmi plac tetierele astea, sunt ca la Volvo pe care l-am prezentat acum ceva timp pe canal. Ce îmi place e că plafonul are un material mai... deci am avut și eu primul model de Logan, dar avea plafonul, era genul ăla de plafon care nu o să se lase niciodată, asta era un lucru bun, dar arăta foarte nasol. În schimb, ăsta arată foarte bine. Avem și Bluetooth, nu? La navigație, văd că aici da, avem microfoane. CarPlay, am Android Auto și Apple Play. CarPlay. Da, da. Nu știu că n-am iPhone și nu știu să-mi cumpăr iPhone. Nici eu, doar filmez cu unul. Bun. Și aici tot așa, materialul acesta foarte interesant. Ce este rău, într-adevăr, că aici este plastic, dar până la urmă chestiile astea nu te-a pus să dai cu capul de bord ca să vezi, bă, o fi moale, nu o fi moale. Până la urmă chestia asta nu te deranjează. Acum mergem pe pilot automat, pe drum drept, care e consumul instant? Poți să dai la consum instant pe să vedem? Pe GPL nu am consum instant. A, nu ai consum instant pe GPL. Am consum instant pe benzină și țin de se pune nimic de acolo. Instant 3.6 la 90 de km la oră. 3.8. Nu, mă tează, 3.6, zi 4, dar știi, e destul de bine, adică bine, asta pe GPL, asta pe benzină, pardon. Da. Pentru urmăritorii noștri, ca și da, la 15.000 de euro, ai dat ceva înainte? Da, în avans? Am dat în avans de 34.000.000. Deci undeva la 750 de euro, cam așa, nu? Da. 700-800, 700 și ceva de euro, da? Și restul acum e rată. Da. Pe 5 ani? Pe 5 ani, o rată de 12.300. 12.300 pe lună. Da. Bun.
sincer, și eu mi-aș fi luat-o. Da, am și eu, eu deja am rată și nu mai pot să mai îmi iau. Dar nu mi se pare mult. Te-ai gândit la finalul celor 5 ani cât va fi dobânda? Adică dacă plătești mult peste prețul mașinii? E 1500 de euro dobândă. Adică cine plătește banii în mână, plăce la un 14.000 de euro, cam așa, 14.000, 13.500. De câte am văzut pe YouTube, când mă uitam eu până să vină mașina, arătau pe YouTube că ziceau că dădeau 13.500, da? Alții 14.000, eu nu știam pe care să mă iau. Da, cred că e, depinde și de reducerea pe care ți-o face dealerul, din câte am înțeles. Și, na, cred că asta e foarte important. Ai dus și un voucher? Da, am dus și un voucher. E bine că l-am plătit, 20 de milioane, că eu n-am avut. A, n-ai avut mașină. A, deci ai cumpărat un voucher după care l-ai dus la ei, da. Ai dat 25.000, cumva ai ieșit bine cu 5.000 de lei, că na, voucherul are valabil, e valabil 75 de milioane, nu? A, nu, acum s-a mărit valoarea lui, este 105 milioane. 105 milioane acum? Da. Mamă, deci dacă vând Santa Fe-ul, îmi iau Logan. Bine, și da, să-mi fac altă rată. Deci atât e acum, dar poți să duci decât un singur voucher. Poți să duci două, deci dacă duci două mașini în Rabla, acum, din câte am înțeles, dă 3.000 de, de euro. Da. Două mașini, adică să deci iei poți două, să duci și două, dar la 3.000 de euro. Iei și un Sierra și duci și ai 3.000 de euro voucher. Niște informații foarte utile, pentru că, na, dacă nu... Nu știi și nu cunoști, na, uite, de exemplu, nu știam lucrurile astea și chiar sunt interesante, adică mie îmi plac mult mașinile astea, mie îmi plac foarte mult mașinile astea. O singură dată am mers eu cu mașina din asta la muncă și chiar am fost foarte surprins și era troaca, adică, bine, troaca avea geamuri pe față. Bine, geamurile pe față sunt o opțiune sau și ACU? Da, sunt opțiuni. ACU? Da. ACU nu, nu e opțiune, nu, bun. Nu știu, chiar nu știu. Dar geamurile pe față? Da, sunt opțiune. Sunt opțiune? Dar nu e la manivelă. Am înțeles. Asta e un lucru, mie mi se pare că ar trebui să vină stoc. Dar în fine. Și Ionuț are 4 geamuri electrice. Nu are decât 2. Adică, na, avem și aici butonul de SOS. Nu-l apăsăm pentru că este posibil să... Na, nu se știe, dar nu vrem să aflăm. Și am coborât din mașină. Am venit în pădure. Pentru că această mașină are și o gardă foarte, foarte ridicată, ceea ce este foarte bine pentru drumurile noastre. Și aș vrea să vorbim, să începem așa, frumos, cu bordul, cu aceste faruri de Lamborghini, care arată într-un stil mare, numai că aici avem inscripție Dacia. Bun. Ce nu ne-a spus Ionuț și probabil că n-a. Poate te-a dat ori pe mașină, cine mai știe, avem jante de aliaj, care și aceasta sunt o opțiune, niște jante pe 16, care din punctul meu de vedere sunt foarte frumoase. Botul mașinii iar mi se pare extraordinar, adică vrem chiar la noi, mașina se blochează, se deblochează, e o totală nebunie. Ăștia sunt pentru, butonul ăsta, Ionuț, e pentru a aprinde luminile? Da. Deci avem buton pentru aprinderea luminilor, buton pentru portbagaj, închidere și deschidere. Și cum arată bara asta față împreună cu grila asta, atât de frumoasă, cromată, e ceva spectaculos. Și nu mai vorbesc despre culoare, adică culoarea e cu cutele astea aici, arată într-un mare, mare fel. Bun. Avem proiectoare. Proiectoare, la toate mașinile vin cu proiectoare. Sau nu știu. Nu știu, eu cred că și asta e opțiune. Este proiectoare foarte frumoase. Farurile bat bine, nu? Da. Adică noaptea. Adică zici că ești pe fază lungă. Pe fază lungă, da? Unii chiar îmi dau flash-uri. Sunt și reglabile sau nu sunt reglabile? Da, sunt reglabile? Bun, bun. Dar am citit ce spun cei de la Dacia, când arată manualul pe YouTube, cum să elecrezi când ai o greutate mai mare sau remorchezi ceva din spate. Da, da, că, pentru că atunci se lasă pe spate și ridică farbe. Da, da, da. Da. De la venind aici pe margine, ce cred eu că obține noi bifat? Oglinzile. Nu. Nu, nu sunt. Avem aici semnalizarea și nu în oglinzi. Bine, asta e, asta e o banalitate din punctul meu de vedere, dar, în fine, trebuie să avem, na, să avem acolo, să punem la obțin. Iar lateralul ei arată foarte, foarte bine. Mașina arată foarte, foarte bine. Aici, din nou, inscripția Dacia pe, top, pe topurile acestea cu poziție LED, care iar,
arată bine rău de tot ce să mai. Deci pur și simplu m-am adăugostit de mașina asta. Și cred că puteai să iei și cu ăștia negri, cu... Nu se pot, am luat, nu se pot. Deci ăștia nu pot veni. Nu pot veni din fabrică. Nici nu poți să le pui tu. Poți să le pui? Da. Pentru că am înțeles că poți să pierzi, na, fine, nu, nu are nimic, nu. Nu are, nu? Nu unde la motor, unde la unde ce frumos vine și aripiara asta aici. Da, am înțeles că e peste noroi. Da. Peste noroi, nu. Da, da, pentru că în general noroiul se aruncă cam în zona asta, da? De aici până aici și aici foarte, foarte frumos. Nu am început. Bara asta cum vine putat aici și în spate aici. Da, linii chiar frumoase. Ce-mi place că au făcut gura de încărcare mult, mult mai mare. Adică acum avem aici deschizătorul pentru portbagaj, butonul de deschidere pentru portbagaj. Și unde avem un portbagaj foarte măricel. GPL-ul unde e pus? La roata de rezervă, nu? Și roata de rezervă ai sau ai kit? Ai kit, nu? Aceleași, deci din punctul meu de vedere, ce vreau să spun? Arcurile ăștia erau și pe primele modele. Arcurile la ăștia, Dacia. Da, da, pe primul model, da, da. Și la Dacia mai veche, încă nu? Da, încă n-au renunțat. N-au renunțat, dar din punctul meu de vedere e o chestie gândită foarte șmecheră. Adică telescopul, știi, să-mi auză, eu arcurile ăștia, eu n-am auzit să, bă, să mi se rupă arcul sau ceva. Adică, da, da, știi, și să ridică imediat foarte frumos, nu? Hai, te-am, ai sistem de legare, adică poți să-l ridici mai... Deci, mai, aha, mai tare și aici, sistemul de reglare. Da, chiar mi se pare. Deci ăsta mi se pare un lucru care eu nu l-am schimbat și foarte bine au făcut că nu l-am schimbat. Antena asta, în schimb, vine puțin cam mare. Da, cam este și antena subiectiv, dar este cam un puțin mai greu. Asta e opțiune, iar? Da, nu pot să schimb eu la ei, la reprezentanță. Ce haideți să vă arăt? Da, un lucru care aș putea să spun că nu prea îmi place, dar nu mă deranjează, adică dacă ar fi să-mi iau una, chiar ar fi wow. Deci aici avem această gură de încărcare a combustibilului foarte, foarte mare. Bine, aici avem GPL-ul, nu? Da. Aici avem benzina. Dar capacul, ca să spun așa, este foarte mare. Și cum se închide? Împingem? Apasă. Apasă tu. Mi-e frică și poate rup ceva. Și e mașina nouă, are decât 7000 de kilometri, adică, da. Vreau ce foarte mult că, pe o parte chiar îmi place, adică că nu are cromuri puse pe la geamuri, pe la asta, da, dă bine. În spate, în continuare, nu avem discuri de frână, avem tamburi ăștia. Da? Și ce să mai ai? Îți comentează din cauza asta, că nu au pus discuri de frână. Nici nu trebuie, știi, pentru o mașină care, da, are greutatea pe care o are mașina asta. Înțeles, sunt mult mai buni tamburii. Da, da, se uzează. Și cred că frâna electrică la mașina asta nici nu se blochează ca la altele cu frâna electrică pe discuri. Cum e la Passatul B6. Eu aveam probleme la Passatul B6 cu ăsta. Aici senzorii de parcare frumos lateral. Da. Foarte frumos și infiltrați. Era mai știu dacă erau albaștri sau să prea cunoască, dar oricum nici așa, totuși, dă bine, culoarea asta albastră chiar dă foarte, foarte bine. Pe interior v-am arătat, avem 4 geamuri electrice, reglare în oglinzi, asistență la unghiul mort, toate nebunile ce s-ai putea pune pe o mașină, distronicul, exact, distronicul care este aici, că am uitat să îl arătăm. Da. Distronicul care este aici. De aceea a spus Ionuț să nu vă puneți numărul mai jos, pentru să că nu aveți numărul mai jos, că eu l-am avut în zona aceasta și obstrucționa vederea, da. Senzorului de frânare. Da, da, da. Și m-am dus la ei la reprezentanță, ne-am spus că e defect și nu merge. Și ei mi-au ridicat numărul și au zis numărul mai sus. Și au zis, ia uite că acolo, mi-au spus într-un următor, știi ce mare problemă ați avut? Ce mare problemă am avut? Senzorul ars, ce am avut? Nu... A fost numărul pe jos și nu vedea senzorul de... Da. Deschidem să vedem și capul și motorul. Da. Chiar să puneți că eu motorul încă nu l-am văzut, nu l-am văzut la mașinuțele acestea. Ceea ce știu e că sunt cu 3 cilindri, nu? Da. Cu 3 pistoane. Da. Pistoane, da, pistoane. Se închide singur, se deschide. Și sunetul foarte interesant.
Acesta este micul motoraș care dezvoltă 90 de cai benzină, 100 de cai GPL-ul. Unde este turbina? Da, au și turbina, da. E în spate acum. Da, în spate acum, da. Puteam să pun și un capac aici. Un capac pentru a masca. Se încinge foarte... Foarte tare? Adică se încinge mai tare și se încinge foarte greu. Adică nici staționare la mașină. Are o aerisire mai bună. Da. Tot timpul. Doar pe diesel am văzut. Exact. Da, da, aveți dreptate că benzina se încinge mult mai tare față de diesel și probabil de-aia nici nu pun capacele. Pe diesel sunt capacele. Da. Nici eu la BMW nu am. Nu, da, pe diesel e și la Megane nu tăi. Da. Păi ce să mai... Așa arată mașina și din exterior. Mai mergem puțin, mai vă vorbim despre ea. Ce să spun? Bravo, să stăpânim sănătos. Acționăm. Dăm puțin mai ușor ca să ne auzim pe filmare. Ce vreau să specific foarte important, deci eu stau bine acum la volan și în spatele meu stă Ianis, care și el stă bine, nu? Nu, 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 asta, că acolo oricum pe scaunul ăsta am stat tot eu. Da. La 1.72. La 1.72, atât ai făcut timp, dar te-ai mărit. Bun, și am plecat la drum. Se dezactivează singură, am înțeles, până de mână se dezactivează singură. Și se pune automat, dacă desfaci centura, să desfaci așa. Da, asta știu, așa mi se face și mie la Audi, deci avem o... Să o luăm ușor, că n-am mai mers de mult o benzinară. Opa, și cu frâna testi acomodezi. Mamă, deci avem și, după cum puteți vedea aici, avem și cameră. Ce este adevărat, nu are cea mai bună rezoluție, dar îți poți face, ideea, exact. Îți poți face treaba. Are și asistență în pantă. Da, are și asistență în pantă. Deci nu te lasă să pleci. Da, da, dar ține decât o secundă și ceva, maxim două. Dar vrei să ridici măsul. Ce? Poți să ridici măsul. A, volanul, da, ar trebui. Toate nu, lasă-l așa, să vadă și bordul și să vadă frumos. A. Bun, am decolat, semnalizăm aici, pe dreapta cu mașinuța noastră. Mașinuța lui Ionuț, că nu e a noastră. Mă simt ca un începător puțin acolo. Așa, nu uita să pornești luminile de întâlnire. Nu uităm, te rog, nu uităm. Deci... Sunt auto. Da. Chiar, chiar îmi place. Eu, cum am mai spus, dacă ar fi să-mi iau un Logan, aș încerca să-mi iau automat și cu nu. Și dacă ai spus că nu se poate și cu GPL, asta e un lucru. Poate o schimbă la anul, chestia da. Asta, nu știu. Eu am vrut să-mi iau automat, dar nu au avut GPL. Da, deci chiar îmi place mașina. La ce cutie cu asta? Tot e de ce? Cum? Tot e de ce pui pe lumea? Da, 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 tot da. Cutia aia. Chiar îmi place senzația aceasta. Nu avem CD-uri, că nu se mai pun CD-uri, avem USB-ul da. Și... Bluetooth. Și Bluetooth, nu? Da. Exact ce îți trebuie. Poți să te conectezi cu telefonul, adică să-ți arate ce-ți arată pe telefon și pe asta? Nu știu, adică mă depășește câteodată da, da. Și nu știu. Se ține bine și în curbe. Cauciucuri noi, mașină nouă, ce să mai... Și aici, în oglindă, observăm aripa din spate, cum este ridicat așa, foarte frumos, ce face acest individ, pune frână, curvă, să răstoarnă strada, nu știe că acum depășește un nou Logan. Foarte frumos schimbă, foarte frumos se comportă la drum. Nici nu troncăre. Și nici aerul nu se infiltrează la aici printre portieri. Da, unde printre portieri? Știi, prachetele. Nu știam, da? Unii da, da, unii mai ziceau că domne, că când mergi mai tare cu mașina asta, că se aude aerul, intră aerul în ea ceva. Să arată și cât să schimbi viteza. Da, știu că arată. Deci 2500 și avem 100, aproape 20 de ori, da, 120 de ori. Da, deci chiar merge, chiar îmi place cum merge.
la oră, frumos, într-o croazieră. Ai întâmplat ceva probleme cu mașina asta în tine? Vezi, eu mai pun întrebările astea, dar cu mașina asta ce probleme se întâmplă în perioada asta? Și cam acesta a fost clipul nostru de astăzi cu superbitatea asta de Dacia Logan 2022. Mulțumesc, Ionuț, pentru că ai acceptat să facem acest clip. Vă mulțumesc și vouă pentru vizualizare. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați. Și până data viitoare, am fost Valentin Grețan. La fost Ionuț, toate cele bune! Pa!